care au pornit această prigoană,
și ascultă sfaturile străine și dă la pierzare poporul său. Și nu se oprește. Înseamnă că noi, dacă avea credință puternică, prin credință îmi spune acestor petre să se moaie și s-ar opri prigoană. Îmi spune la toată nevoința care avem toată suferința să oprească Dumnezeu. Și dacă vom cere cu tărie de credință, să știți că toate se opresc. Că așa a spus Cura Sfântă lui Hristos, că nimic nu a fi cu putință. Dar am auzit și cuvintele minunate care s-a spus în întâmpire evanghelică, că acest neam de diavol se izbăresc după post și cu rugăciune. Cred că nu cerem mai mult decât suntem datori să cerem și cât suntem datori să facem. Prin post și prin rugăciune, cei care nu se supun cu votul cu tărie pronunțat, să fie biruit acel neam de diavol, să se depărteze, să întoarcă acolo, unde au fost proști, și precum am auzit în cuvântul minunat, părintul care a spus că diavolul vrea să se îndreptățească și spunea, dar să știți că este îndreptățire, că eu numai dintr-un păcat am fost izgonit din rai, păcatul mândriei, dar creștinii de astăzi, și tot poporul atâta păcate fac și totuși iau șansa de mântuire. Și diavolul se răspăresc împotriva acestui sfat, că Dumnezeu vrea să-i mântuiască, iubiți creștini. Dar acesta l-a ascuțit vârful de munte, aceste întrebări și ce stai, iubiți creștini. Că diavolul nu și-a cerut iertare pentru păcatul de mântrie. Și nici un diavol nu a cerut iertare nici când și niciodată. Și Dumnezeu, pe dragostea lui și prin iertarea lui și afară de margini, ar fi iertat și pe diavol. Că știm că a fost să vorbească un sfânt când diavolii au venit să le spitească și el se ruga pentru ei și Dumnezeu i-a vorbit. Spune-i să margă la răspucea Dumnezeu să strigă, că îmi pare rău, eu rugina puțin, eu rugătatea lumii. Și când i-a transmis cuvintele, diavolul a să râdă, spune, niciodată nu vom cere ce se aceea la această iertare. Înseamnă că diavolii nu sunt iertați, că nu și iertare, este nicio. Dar noi cei care păcătuim foarte mult, nu spunem că păcătuim ca diavolii. Că după cuvântul Părintele Spasian i-am întrebut, eu mă gândesc într-un cuvânt de mândrie. Dar noi mă gândim în multe feluri de fapt. Dar nouă Dumnezeu ne-a dat această ușă a pocăinței iertării. Aceea e când ne pare rău și cerim iertare pentru orice facem. Și această ușă a rămas deschisă. Și vă îndemnăm și vă rugăm, nu întârziați să intrați prin această ușă. Că amar și dureros va fi atunci când vom plânge după ce ușa se va închide. Mulțumim pentru dragoste și bucurie care aveți față din mănăstirea noastră. Mulțumim că veniți și sunteți alături de noi și ne bucurăm că suntem cu mulți și ne rugăm împreună. Știm și credem că mai pus că Domnul nu ne va lăsa nici când și niciodată. Și nu cerem ceea ce merităm să cerem. Că n-am meritat. Dar pe dragostea lui Dumnezeu, prin iertarea lui Dumnezeu și prin acoperitul mai și nu știm și ne dăjduim. Că cei ce vor cerea iertare până la sfârșitul vieții și vor rămâne în alergarea mergerii spre ridicare, vor ajunge acolo. Preparatul ceresc și l-au auzit cuvintele din binecuvântații Tatăl meu de moșteniți împărăția cerului lor. Aceasta vă dorim și vouă și nouă, înger păzitor spre căsuțele voastre și Maica Domnului să acopere cu cei ce trăie în acum și cu și în vecii vecilor. Amin.